낮은 바빠 개 설레임 바꾸는 사람들. Bună, 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 din mie, Ong Dong, am luat aici un loc ca să vorbesc cu voi și asta pentru că dacă vorbesc din mers, toată lumea se uită la mine, chiar nu mă așteptam la asta și nu doar că se uită, ci se holbează și eu mă fac mică, mică, mică și nu-mi mai găsesc cuvintele și de aceea am zis hai să ne așezăm și să vă spun ce o să facem astăzi. Avem doar o jumătate de zi la dispoziție pentru a vizita, dar nu-i problemă că am de gând să stau pe afară până mai târziu, măcar până la 10, așa. Nu stau după miezul nopții pentru că vreau mâine să mă trezesc de vreme și să am o zi full de vizitat, să mergem ceva mai departe, să vedem atât partea tradițională a Seulului, cât și partea modernă. Astăzi rămânem aici prin Myeong Dong, care este și cartierul în care eu sunt cazată. Am ales această zonă pentru că este semicentrală și are foarte multe de oferit. O zonă foarte, foarte mare de shopping. În principiu, cartierul ăsta este cunoscut pentru shopping și îmi place că aici în Seul, la fel ca și în Tokyo de altfel, fiecare cartier este cunoscut pentru ceva. De exemplu, mai avem cartierul Itaewon. Am aici o listă că mi-am scos câteva despre fiecare în parte ca să știu ce aș putea să vizitez și pe unde aș putea să merg. Mi-am făcut o listă în grabă, dar s-ar putea să vă ajute și pe voi dacă vă plănuiți o vacanță în Seul. Așa, Itaewon este primul cartier turistic din Seul și acolo găsești bucătării de peste tot din lume. Ai chef de mâncare grecească? Fără probleme, du-te în Itaewon și acolo găsești mâncare grecească. Ai chef de mâncare italiană? Cu siguranță acolo o să găsești cel mai bun restaurant italian din Seul. Mai avem Dongdaemun. Mi-e greu cu pronunția, dar nu-i problemă că învățăm. Dongdaemun este o zonă de shopping. Găsești acolo peste 20 de mall-uri. 20 de mall-uri și cu siguranță un mall e foarte mare. Pentru shopping, Dongdaemun, mai ales dacă e foarte cald afară, te duci, stai toată ziua dintr-un mall în altul. În acea zonă sunt peste 30.000 de magazine. Nici nu-ți ajunge o zi ca să intri în toate și poți găsi și bunuri tradiționale coreene. Apoi mai avem cartierul Insadong și acolo găsim foarte multe produse tradiționale coreene și este stația perfectă pentru suveniruri. De Gangnam toată lumea a auzit, nu? E melodia aia. Nu vreau să cânt, că o să se uite toată lumea la mine și nu cred că e tocmai ideal, dar cântați voi și pentru mine. Și este o zonă de office, este o zonă mai scumpă, găsești magazine de lux în acea zonă și este și una dintre cele mai aglomerate stații din Seul. Și cam astea sunt principale, mai sunt câteva, mai sunt de menționat, de exemplu, Namdaemun, acolo aș fi vrut eu să mă opresc astăzi, dar până la urmă am zis nu, lasă, hai să încep cu începutul. Iar zona respectivă are cel mai vechi tradițional market corean. Vechi tradițional market corean. Are cel mai vechi market tradițional corean. Hai să le punem așa că se înțelege mai bine. Sună ciudat, nu? Mi se mai întâmplă să am o frază în capul meu în engleză și când o traduc, fie tradusă tare prost. Da, și vă dați seama că în două zile nu o să apuc să văd multe, nu o să apuc să fac multe și o să încerc totuși să fac cât mai multe, măcar să mă plimb cât mai mult și să mă bucur de fiecare clădire în parte, de fiecare străduță în parte, să ne oprim, să admirăm. O să vorbesc la plural, că nu sunt singură, sunteți aici cu mine. Că îi ziceam lui Taiga, a, eu sunt aici, eu cu mine și tu ai ieșit la întâlnire cu Mira, că i-au ieșit la un game center. Și face, da, petreci timp de calitate cu persoana ta preferată. Știi că, ai mă, Taiga. Bine, e important să ne punem pe noi pe primul loc, dar pentru mine e ciudat că e pentru prima dată când mă aflu într-un loc singură, când vizitez ceva singură.
Și da, înțeleg ce vrea să spună, că e important să petrecem timp de calitate cu noi și el mă bate la cap să fac asta de foarte mult timp. De multe ori mi-a zis, uite, ia Shinkansen și du-te 3 zile singură în Kyoto. Eu nu mă duc, ce-ți fac acolo singură, vii și tu? Sau mai zicea, haide, uite, urcă-te în avion și du-te undeva, pe weekend, 2 zile, doar tu, cu gândurile tale, mai ales în perioada în care am fost cu anxietatea, îmi zicea că probabil am nevoie de timp cu mine și că am nevoie să stau și să mă ascult și să fiu doar eu și să mă rup de tot și toate, dar mi-a fost frică să o fac. Și aseară, când am ajuns la hotel, mi se părea atât de ciudat că era atât de multă liniște și la un moment dat am început să vorbesc cu mine, dar cu voce tare, nu știu, un sentiment foarte ciudat. Ok, hai să punem pe hartă și să ne alegem o destinație și o luăm așa ușor la pas și vedem ce ne mai iese în cale. Eu vreau să intru să mă uit la câteva produse coreene, la câteva produse de beauty coreene, dar știu că îmi fac mai mult rău, că n-am spațiu, n-am unde să le bag, că n-am bagaj de cală și în bagajul de mână am limita aia de lichide, poate să-mi iau așa o mască, dar deja am ghiozdanul foarte greu. Ok, știți unde vreau să mergem? O să mergem să vedem și noi poarta Sung Nye Moon. Este o poartă care face parte din vechea portăreață a Seulului și e în picioare de peste 600 de ani. Facem 25 de minute până acolo. Aplicația asta coreană îmi spune și câți pași facem, mai exact 2260 de pași. 25 de minute, cred că am zis, 1 km și 400 de metri. Ok, asta e ruta cea mai rapidă, o luăm pe aici și nu ne grăbim, o luăm agale, ajungem acolo, apoi ne întoarcem pe altă rută, ne punem un alt obiectiv de vizitat și așa o să ajungem să descoperim această stație. Încă un lucru, eu v-am mai spus asta și în vlogul anterior, dar în caz că ați ratat acea informație, ei bine, în Coreea de Sud nu poți să folosești Google Maps pentru a vedea rutele de mers pe jos sau cu bicicleta sau cu mașina. Cel mai bine e să downloadezi Naver Map, ceea ce am făcut și eu, și este o hartă coreană, este o harta lor, un fel de Google Maps de Coreea și e foarte ușor de folosit. Chiar și interfața e asemănătoare cu Google Maps. Dacă nu vă spuneam, cred că ați fi crezut că e Google Maps. Clădirea de aici este fosta bancă Joseon și acum este un muzeu, Muzeul Banilor Coreeni. Și ăsta este un mall care e aici din anii 30 și pe atunci fetele și băieții aici ieșeau și pe aici își făceau veacul. Și în anii 30, uitați că și aici scrie, era un mall japonez, Mitsukoshi Department Store. Și acum este Shinsegae. Și cea de aici este poșta. Aceasta a fost demolată în anii 50, în timpul războiului corean, și apoi a fost reconstruită în 2007. Avem o replică, dar eu nu o găsesc aici. S-ar putea să fie un pic mai în spate, s-ar putea să fie doar o bucată din toată clădirea, să nu mai fie toată clădirea, nu-mi dau seama, nu o găsesc. Și s-a băgat și domnul Tier. A trecut mai devreme un cuplu pe lângă mine și așa mă oftică nu i-am prins pentru că trebuia să vedeți faza respectivă și e un lucru care se practică și în Japonia și sunt sigură că nu v-am arătat până acum și anume
bărbatul îi cară geanta fetei. Îl vezi pe băiat frumușel cu o geantă, o poșetă roșie pe umăr, foarte mândru, cu iubita de mână. Și eu, sincer vă spun, nu prea înțeleg practica asta, că râdeam și cu taiga, că dacă îi dau lui geanta mea, îmi dă cu ea în cap, îmi spune, dar de ce să mai iei geantă? Las-o acasă dacă n-ai chef să o cari. Și cât de grea poate să fie o geantă, nu? Și acum nu era orice fel de geantă, era o geantă scumpă, era o geantă Chanel de 5.000 de euro, dar de ce ți-ai mai luat geantă dacă n-ai de gând să o cari și îl pui pe el săracul să-ți care geanta? Voi ce părere aveți de practica asta? V-ați spune, iubiții, să vă care geanta sau nu? Și ăsta e un lucru pe care îl vezi în principiu la tineri. Nu prea îl vezi la oamenii mai în vârstă. Deci la oameni, așa, 20-30 de ani, pe acolo, pe undeva. Da, nu știu ce să zic. Eu nu înțeleg, nu înțeleg deloc. Din greșeală am ajuns în Nam Daemon și știți că vă spuneam un pic mai devreme că e cel mai vechi market din Seul și vreau să intrăm, să dăm o tură, să vedem ce găsim pe aici, ce are de oferit. Ne abatem un pic de la drumul nostru, că o să ajungem la Poartă pentru Neric, că dintr-o dată așa s-a și întunecat. E ora 6:30 acum. Dar fața e că majoritatea magazinelor de aici sunt deja închise. Bănuiesc că nu are sens să mai țină deschis după ce se întunecă. Magazine, mâncăruri și mâncăruri tradiționale. Ia, vedeți că sunt închise. Au cortina pusă. Dar cele din față încă par deschise. De-aia am zis să intrăm puțin. Mă simt de parcă m-am întors în timp. Zici că suntem undeva la sfârșitul anilor 80. Oh, și uitați, aici avem ginseng. Toate nebuniile aici, de la haine foarte ieftine, haine fake, la produse tradiționale, suveniruri, mâncare, ginseng, tot ce vrei. Dintre cele 8 porți ale cetății Seul din perioada dinastiei Joseon. Joseon, am zis bine, da. Nu știu ce-mi tot vine să zic Jason, dar e Joseon. Poarta asta datează din secolul 14 și a fost numită ca prima comoară națională a Coreei de Sud. Cu un pic de zoom o vedem destul de bine și ar mai fi de zis faptul că această poartă făcea parte din porțile principale, erau 3 la număr și ea se număra printre ele. You don't know 그 어떤
magazinul ăsta cu accesorii mi-a atras atenția și au și accesorii pentru Crocs. Așa la 10.000 de won. Au și cu Hello Kitty. Uai, cât de cute sunt! Și am sfârșit prin a intra și într-un magazin cu haine și accesorii. Mai avem și așa. Și asta e faină și se face mai mare în funcție de câte produse pui. Sau așa, la fel, aceeași idee. Se mărește și schimbă forma. Wow, baterie externă! De o husă de asta am și eu nevoie. Să-mi pun telefonul la încheietura mâinii. Și asta este o clădire doar cu produse de beauty. Hai să aruncăm și noi un ochi. Oricum sunt multe branduri de care n-am auzit. M-ar fi aici, Hello Sunny, SPF. Îmi place ambalajul produselor de aici. Dear Hydration. Stați că trag la rujuri. Un ruj e 14.000 de won. Să mai avem și varianta de aici la 16.000 de won. Așa. Un produs pe care îl cunosc și eu și pe care îl folosesc. Ăsta este un demachiant și e 22.000 de ieni. La noi îl găsim la BBT-i. Eu am varianta asta roz și de la același brand avem și spumă de curățare la 12.000 de won sau așa la 16.000 de won. Ia să vedem asta ce face. Acu complex chica. Și au foarte multe pachete. Cadouri pentru prietenii de acasă. Și dacă tot ne-am activat, hai să mai intrăm într-un magazin cu produse de beauty. Aici au și reduceri de până la 50%. De exemplu, măștile de aici au o reducere de 50%, dar n-avem prețul afișat. Și cele de la Dr. Jart, tot așa cu 50%. Și Shake & Shot-ul ăsta l-avem în România. E 4200 de won aici. La reducere. Masca de aici la 7.000. O mască pentru puncte negre la 10.500. Ambalajul e tare cute. Astea de aici toate sunt pentru pori și puncte negre. Masca pentru păr la 12.500. Dar nu-mi dau seama cu ce e. A, uite, și de Medihill știam. Produsele astea sunt și în Japonia. Și astea sunt foarte populare. Cred că vi le-am arătat în Japonia. Nu sunt sigură dacă există și la noi, dar am impresia că le-am văzut și la noi. Să-mi spuneți voi dacă le-ați văzut sau nu. Produsele de la Chica Care. Spume de curățare. Avem așa odată cu extract de melc. Mai avem cu rodie, cu cucumber. Așa, crema asta pentru ochi am folosit-o și a fost cea mai bună cremă pe care am folosit-o vreodată. Și e 7500 de won aici. Și au mai multe variante. Să notați brandul ăsta, hai să-l căutați. Nu știu când s-a făcut aproape ora 12 noaptea, m-am învârtit pe aici, am coborât până la magazin să-mi iau apă, am postat pe story, am vorbit cu Taiga, trebuie să-i sun și pe ei mei, trebuie să bag toate cele la încărcat, că altfel mâine n-avem cu ce să facem vlog, trebuie să, dar eu nu mai pot, mie mi-e somn și vreau să dorm, dar trebuie să mă și demachez și trebuie să fac și un duș și trebuie să pun și alarma și trebuie, nu mai trebuie nimic, ne relaxăm un pic și povestim despre tot ce s-a întâmplat astăzi, că a fost o zi cu mult nou și am analizat acest oraș din toate punctele de vedere,
Așa fac mereu când călătoresc într-un oraș nou și bineînțeles că am găsit și plusuri, am găsit și minusuri, am găsit și asemănări cu Japonia, cu Tokyo și știu că nu e ok să fac comparații, dar de față cu voi pot să fac asta. Nu o să fac comparații de față cu un corean, că îmi dă cu ceva în cap. Este oarecum o râcă între coreeni și japonezi. Cred că e mai mare râca din partea coreenilor către japonezi, că am văzut și în tren astăzi o chestie destul de agresivă la adresa japonezilor. Ei se tot ceartă, ba pe nu știu ce insulă, ba pe nu știu ce mare, și au existat conflicte pe parcursul istoriei și de aceea au rămas în discuții, să zic așa. Și în tren era un mesaj mare despre o insulă, îmi scapă cum se numește, de o am aici. De fapt vă pun aici cum se numește ca să nu mai stau eu să caut în telefon. Și spuneau acolo ceva mare că istoria știe că această insulă e a noastră și Japonia știe că această insulă este a noastră. Și apoi ziceau că japonezii au multe date în hârtii, în documente de acum 200 de ani și că nu, că e de fapt o parte din Coreea acea insulă și bla 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 și bla bla bla. Dar chiar mi s-a părut agresiv. Adică eu în Japonia n-am văzut nimic de genul la adresa coreenilor, nimic public. Da, ăsta a fost așa un mic șoc. Știam de disputa dintre ei, știam că este un subiect tabu și în principiu atunci când vorbești cu coreenii, mai ales cu cei mai în vârstă, mai bine eviți să aduci Japonia în discuție. Bineînțeles că nu se aplică pentru toată lumea, dar da, e un subiect tabu. Orice ține de Japonia, orice comparație pe care o faci cu Japonia, mai bine te abții, că altfel fie acolo se termină conversația, fie îți dă cu ceva în cap. Bine, exagerez. Și mi-am pierdut ideea, nu mai știu de la ce am pornit și am băgat povestioara asta, dar ziceam să venim cu plusuri și minusuri. Un minus, ăsta cu agresivitatea față de Japonia, apoi un alt minus. Am început cu minusurile, continuăm cu minusurile, oricum nu sunt multe. Așa, pe străzi miroase destul de tare a canalizare, mai ales pe străzile mai micuțe, străzile din spate. Și inițial am crezut că poate e o problemă în zona în care mă aflu. Apoi m-am îndepărtat și din când în când mă mai lovea acel miros de canalizare. Și eram ceva gen, ok, ce se întâmplă? De ce? Sunt totuși în Seul, adică nu mă așteptam să miroasă canalizare peste tot, dar acum n-am de unde să știu. Poate e o problemă de moment, nu știu dacă e așa mereu, dar pentru mine a fost un minus. Nu e un minus mare, că treci mai departe și după aia s-a dus mirosul. Am crezut că mi-a scris Taiga, dar nu mi-a scris, ea să dai eu telefonul pe silențios ca să nu ne bruieze. Bruieze, ce cuvânt ciudat, da, așa se zice, nu? Așa. Și la plusuri, mi-a plăcut atmosfera, mi-a plăcut că sunt magazine cu produse de beauty coreene peste tot și am descoperit branduri noi, mi-am făcut poze la toate produsele care mi-au atras atenția pentru a le căuta ulterior. Eu așa fac, dacă nu cunosc brandul, trebuie să caut pe net, să văd un review, să caut pe YouTube, să văd ce au mai zis oamenii și după aia mă hotărăsc dacă să-l iau sau nu, de aceea am venit cu mâna goală. La rujuri am testat câteva, dar nu erau tinturile alea mate de îmi plăceau mie. Și am mers mai departe, dar măcar un ruj vreau să-mi iau și eu din Coreea dacă tot am venit. Măcar ceva de beauty, de make-up de fapt, că de beauty, cosmetice, n-am unde să le bag. Am găsit un set foarte redus, de la 2000 de lei la 5000 de lei. Avea acolo tot ce trebuia, rutina completă și produsele respective erau pe bază de aur pur, 99,9% aur pur, așa scria pe el. Și inițial produsele aveau un preț destul de ridicat, dar pachetul ăsta era super redus. Dacă era să cumperi produsele individual, atunci ai fi plătit mult mai mult pe ele. Dar dacă aș fi luat setul ăla, n-aș fi avut unde să-l bag. Și dacă aș fi riscat, nu era nici asta o combinație, pentru că
ajungeam la aeroport și mă puneau ăia să arunc produsele mele de beauty și după aia plângeam o săptămână după ele. Am văzut că există și produsele astea în România. Vă las aici poza pe care am făcut-o în magazin. Eu o să caut mai multe review-uri despre ele și mă tentează să le încerc, mă tentează să le iau, dar în același timp parcă n-aș risca. Un alt plus, mâncarea. Vai, iubesc kimchi-ul și kimchi-ul de aici are un gust mult mai intens, adică simți gustul ăla de varză murată, fermentată, dar și gustul de picant e mult mai picant, dacă are sens ce zic. Și combinația asta îi dă o savoare anume, îți aduce o plăcere pe limbă. Da, mâncarea coreană pare a fi pe placul meu, pentru că știți că eu mănânc picant, uneori chiar mult prea picant pentru mine și stomacul meu. La fel ca și în Japonia, nu prea găsești coșuri de gunoi pe stradă. Eu mai intru într-un mini market dacă mi iese în cale și mai las acolo gunoiul, că de obicei în mini marketurile astea au gunoaie undeva la intrare, adică au... nu gunoaie, au tomberoane, așa, și acolo poți să lași gunoiul. Așa fac și în Japonia și am zis hai să-mi încerc norocul și aici. A fost la fel, dar, din nou, surprinzător, străzile de aici sunt mai murdare. Știu că nu-i bine să fac comparații, dar inevitabil o fac. O fac. Na, până la urmă, cred că așa se întâmplă peste tot. Comparăm cu acasă. Eu compar și cu România, compar și cu Japonia, compar și iar compar. E natura noastră, nu, să comparăm. Dar să nu uităm să ne bucurăm de fiecare loc în parte, pentru că fiecare loc are farmecul lui, cu plusurile și minusurile lui. La fel și Japonia. Japonia nu e perfectă, că v-am arătat eu mai mult plusurile, asta e altă treabă. Dar... și în Japonia avem destul de multe minusuri și, dacă vreți, pe viitor putem să vorbim mai mult și despre asta. Și da, abia aștept mâine să iau de la capăt, să descoper locuri noi. Îmi place vibe-ul de aici. Eu nu ascult K-pop, știu că m-ați mai întrebat și v-am spus, nu ascult. Știu și eu două piese de la BTS și asta pentru că erau peste tot, chiar și în Japonia, că și acolo e un mare hype cu K-pop, cu muzica pop coreană. Și cam atât, dar aici... cât m-am plimbat pe străduțe singură, aveam în cap o melodie de la BTS. Cred că Dynamite se numește, pe genul ta, na, 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 tu, tu. Da. A fost o zi fun, cu toate că am fost singură și inițial am pornit așa cu inima în gât și eram ceva de genul, a, dacă nu o să mă simt bine eu cu mine, dar până la urmă m-am simțit foarte bine, doar cu mine și... am avut parte de o întâlnire cu mine. Da. Ok. Noi ne revedem data viitoare cu un nou vlog. Bineînțeles, nu uitați de like, subscribe, un follow pe Instagram dacă nu ați făcut-o deja și aștept să-mi spuneți cum vi s-a părut această zonă din Seul. Gata. Noi ne vedem data viitoare cu un nou vlog de aici din Seul și cu o plimbare și mai lungă. Pa!